Poate cel mai greu moment după divorț a fost cel în care prietenii fiicei sale au început să șușotească. Mai ales că tabloidele au scris tot felul de lucruri despre această despărțire. Ce titluri au afectat-o cel mai mult și care este adevărul din spatele lor, ne spune Ioana Ginghină. Bine ai venit! Cică Ioana Ginghină. Ioana Ginghină. Numai Ginghină, e bine. Domn director știe. Alo, o viață ți-am zis Ioana Ginghină. Da, mă, mulți ai greșit, așa, vezi? Dar... Bine venit. Dar nu. Dar nu, e bine nu. E bine nu. Dar eu atotdeauna am fost un om modest și n-am corectat pe nimeni. Practic, da, mulțumim. Mulțumim că ești atât de drăguță. Dacă, dacă te-ai complicat... Ce e, uite ce roșu e tot aici și da. Eu tot roșie. Ești roșu în roșu. Ce faci, cum te simți, cum ești? Bine, mulțumesc, foarte bine. Deci, da? E bine ca să zic așa. Nu știu, ce zic, m-am îngrășat 2 kg după sărbători. Semn că merge bine, știi? Exact. Da, da, așa se zice. Bine. Da, 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 așa se zice. Da, da, da. Da. Și... Dar chiar cum îți merge? Hai să o luăm mai așa. Bine. Ce faci? Adică... Cum arată viața ta acum? Viața mea arată că mă merg la teatru Ion Creangă. Desigur. Așa, unde joc spectacolele pentru copii. Am business-ul meu cu Mini Art Show, unde am școala de actorie și chiar acum suntem într-o perioadă de înscrieri, deci e bine. Și practic și termin modulul de actorie teatru, cum spectacol acum pe 6 februarie avem spectacolul. Și, na, acum chiar la început de an, întâlniri, chestii, că poate iese ceva... Că iese ceva... Deal-uri, chestii, nu? Da, 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 da. Dar altfel, sentimental? Sentimental, bine. Adică în sensul că nu mai spunem la nimeni, mergem pe burtă. Nu, glumesc. Am luat o decizie acum de curând să nu mai vorbesc despre partea asta decât dacă o fi, când o fi și când o fi, cât mai târziu. Pentru că am avut o situație la școală la Ruxi, în care, în ora de informatică, una dintre fetițe a chemat toată clasa să vadă un anumit filmuleț. A fost drăguță Ruxi, cum a povestit. Eu eram la mine la birou, stăteam și Ruxi era în camera cealaltă cu meditatoarea și îi zice, și bine, mie-mi povestise, dar mi-a plăcut cum a povestit. Și l-a văzut și fetița aia a pus un video cu tata care se pupa cu o doamnă care nu era mama. Oh. Dar, e acel video vechi? Acel video, da, ea știa de el, dar nu-l văzuse. Acum l-a și văzut, nu mai contează. Ideea este că, uite de asta, am luat decizia să nu mai spun nimic. Ai luat decizia și împreună cu Alexandru? Nu. Nu, adică na, fiecare cu treaba lui. Dar în ceea ce mă privește, să nu mai vorbesc despre viața privată și să încerc să și mă țin, adică, departe de... Adică să fie cât mai privat. Bine, dar nu e ca și cum Alexandru vorbise despre viața lui privată și de-aia a apărut filmulețul. Au fost niște paparații care l-au prins și aia a fost. Adică... Păi da, asta și eu încerc... Știi ce zic? Și asta. Și asta. Adică dacă e să nu mă apuce pe stradă. Să adică mă apuce... să fie un pic mai atent. Asta da, vrei să spui. Da, da, da. Da. Mm-hmm. Dar Ruxi știe de această nouă relație ta? Care? Eu n-am o relație. Stai că... Nu, ai spus că nu vrei să vorbești despre da. Păi nu, 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 în sensul că nu n-am zis că am o relație și nici nu am o relație. Ideea este că nu, chiar dacă o să o am, o să o am și o să fie pentru mine și când o să o afle Ruxi, tot o să fie pentru noi și tot așa. Ok, am înțeles, bun. Dar au fost și titluri din ziare care te-au afectat, care te-au deranjat? Pe mine nu mă mai afectează, că na, sunt mă trecută rog, prin tot soiul de titluri. Mă mai supăr așa, că mă enervează, știi? Că zice, ia uite-mă, te chinui să fii cât mai discret, cât mai un om al societății. Să discutăm și noi, uite, câteva așa, titluri din presă și să ne spui unde e adevărul și dacă există un sâmbure de adevăr în toată povestea asta. Ioana Ginghină, interdicție de la fostul soț. În articol se spune că ți-ar fi interzis da, să ai numele, folosești da, numele. Da, 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 da. Nu a fost adevărat. Eu mă gândesc că asta a fost legătura, că a pornit când Alexandru a decizia și a anunțat câteva televiziuni să nu îi mai folosească numele. Eu am aflat de la reporter, când spuneam da. Vezi, să nu mai spui tu numele și eram bine, bine, așa. Și probabil o fi zis, mi-ar fi interzis și mie, dar nu, n-a fost cazul. Voi în ce relație mai sunteți acum? Foarte bună, chiar acum, pe drum am vorbit. Da? I-ai zis că vii? Da. L-am salutat? L-am și salutat. Nu, el pe noi. Nu. Nu. Hai, ești chiar așa. Nu vezi nimic acolo. Totuși nu.
Scuze. Am înțeles. Deci între voi relațiile sunt bune? Da, foarte bune, chiar foarte bune. Da. Și nu numai că sunt bune, adică și colaborăm foarte bine. Și asta, vreau să zic că asta este mesajul pe care îl am așa vis-a-vis de orice femeie care se află într-o situație în care nu știe ce să facă și cum să facă. Dacă părinții sunt ok la cap și știu cum să managerieze situația, nici okay. copilul nu suferă, cât se spune atâta că vai copilul suferă. Cred că și asta cu vai copilul suferă este o scuză, o scuză a părinților de a nu se desprinde. Că nu au curaj. Da, da. Că n-au curaj, știi? Pentru că dacă ești deștept și știi cum să le iei lucrurile până la urmă... Ioana Ginghine e gravidă. Aoleu! Semnul întrebării. Ai luat 2 kilograme? Da, dar nu le-am pus pe burt. Titlul din ziar. Le-am pus în alte părți, așa, peste tot. Da, și asta, nu știu, că au văzut ei o poză pe așa. Instagram. Nu, ești. Nu sunt mai gravidă, Doamne. Da, știi, mă, grația, mă, grația de la, adică m-ai luat așa, bam, da. Păi ca să știi, scrie. Nu, că mie... Păi să nu mai scrie. Păi da, pentru păi că uite ce zice, Ioana Ginghina are o nouă relație. Da, și asta. Și paparații, mă rog, te-ar fi surprins cu un bărbat. Aoleu, ia, care? Cine? Și unde? Ai ieșit poze? Nu, e mă, unde? Nu? Nu, sunt singură. Acolo, unde? În articol. Sau... Nu, asta ce vedem noi acum, da. Nu e singură, e singură. Hai că și eu eram chiar curioasă. Aha, dacă... aha. Așa. A, deci nu a apărut n-a existat fotografii, doar s-a speculat că ai avea o nouă relație. Da, sau da, da, probabil da, o fi spus tu, ai fi declarat vreodată da, ceva. Da, nu, am spus că, asta, că acum de Revelion am fost la un prieten în Oradea și, mă rog, m-am dus la emisiune de divertisment. Mie îmi place, na, că acum voi amândoi mă cunoaște, să mai râdem, să mai glumim, că viața e frumoasă. Probabil că ai zis tu acolo ceva. Și am făcut tot soiul de glume, da, și după aia gata, na. Mm-hmm. Ce să-i faci? Da, uite, ai apelat la trucuri pentru a-ți salva căsnicia. Zice păi, depinde ce fel de trucuri. Da, da, da. Ai încercat să te schimbi, uite, să fii cât mai sexy în casă și în afară aici. Și în afară. Aici a fost problema, că am fost și în afară. Doamne! Da, ideea este că tot așa, cred că am scris eu un articol pe blog sau ceva de genul și că de asta la un moment dat, chiar cred că am deja o lună și ceva de când n-am mai scris pe blog, exact de asta, că am ajuns să-mi fie frică să scriu ceva că pe se blog, orice. Că imediat se preia și nu se preia în modul, adică dacă se preia foarte sincer, adică băi, da, da, da. Femeia ți-ară, eu am scris pentru alte femei care le-am zis, băi, nu trebuie să da, vă faceți. Da, tu ai spus din experiența ta, da, cum exact, doamne, uite, da, într-o da. Anumită situație din viața mea, am gândit, să mă îmbrac mai frumos, mai da. Sexy, mai nu știu cum. Așa, nu a fost nici asta. Ce trebuie, am mers mai departe. Știi? Adică am încercat și varianta asta. Era o chestie că tu povesteai ce ai făcut cumva să salvezi căsnicia sau da, nu? Da, 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 da. Da, okay. Ceva de genul, știi? Și n-a apărut acest titlu. Tu stai tot acolo? Da. Aha, n-ați vândut sau ceva, nu? Nu, 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 Rud, că exact pe drum acum asta una. Despre asta vorbesc, nu? Și de cine de imobiliare, de imobiliare. Hai să facem ceva cu casa aia. Da, exact. Da. Nu mai poți cu drumurile, nu? Nu, nu, acum sunt într-o perioadă foarte tulbure a vieții mele și din cauza asta. Pentru că odată îmi zic, gata, mă mut în București, după care mă duc acolo, văd magnolia pe care îți abia place. Am plantat-o în da. Toamnă. E, dar și poate că e tot o căsuță mai aproape. Și zic, vai, unde plec eu, tot așa. Și mă, na, sunt într-o... mă scald în totul. După aia mă gândesc că... Și asta cu traficul. Am transformat-o în timp într-un avantaj, pentru că stau de vorbă cu ruxii foarte mult. Foarte mult stăm în trafic de vorbă. Adică, zicem, fără telefoane și vorbim. Și mai ales acum că e mare, măi, povestim o grămadă de chestii, mi-arată o grămadă de lucruri, știi, pe astea ale ei cu telefonul, cu ce poze, cu ce mai lucrează, știi? Și mă gândesc că și asta, nu toată lumea își permite să stea 3 ore de vorbă cu copilul, că practic e o oră dus și un pic, o oră dar asta și am învățat să, după aia mă mai gândesc, vine primăvara, știi, altfel când vii din trafic și te așezi pe terasă, pui un păhărel de vin. Păi vin, nu știu, la iarnă. Treci primăvara. Treci să zic vara asta. Fă vara asta. Iarnă, când, primăvara, dar primăvara. Dar nici iarna nu mai e, că nu mai e zăpadă. Da, păi bine, asta a fost. Că atunci când eram eu disperată că să vând, că să vând, că să vând, a fost ideea că, vai, vine iarna, vine zăpada, cine mă ajută? E, uite că n-a venit zăpada și găsesc eu cine să mă ajută. Acum, dar la lopată e o problemă, îmi dea cineva la lopată. Deci, da, nu știu. Ce? Da. Nu, 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 nu. Așa ajung e. La teatru, măi. Stai liniștit. O să nu rămâi de pe zi. Să ajung la ora. Să vii la spectacol. Arest nu mai contează. Aia, arestul, treaba ta. Poți să stai unde vrei. Poți să stai aici la Plăiești. Ia mai zi un titlu. Mai zi, uite, un...
Papadopol surprins sărutându-se cu altă femeie. Da, asta a fost, mă rog, povestea de gata. Dar acum, discutând, că a trecut suficient de mult timp de atunci, ce ai simțit când ai văzut povestea asta, când ai citit articolul ăsta? Măi, ce să citesc? Mă rog, când ai văzut fotografiile, era... Deci era... Ce fotografii, ce să văd? Deci eu n-am să uit în viața mea. Deci să știi că, mai toate experiențele pe care le-am avut anul trecut, una peste alta, acum gândindu-me, mi-au așa? Făcut foarte bine. Adică mie, ca om, așa m-au trecut prin viață, că eu nu prea trecusem prin viață. Așa. Da, adică am avut noroc așa la viața mea, să am o viață frumoasă și mulțumesc Dumnezeu, chiar e bine și în continuare. Dar zic așa, știi? Și când eram și eu liniștită, vacanță, vară, frumos, pe terasă, așa, și deodată încep să sune telefoanele și dă-i, uite acum la televizor, dă pe aia. Dar când ai văzut imaginele aia... Nu mi-a picat bine, deși știam, știi, adică bănuiam și nu mi-a picat bine, na, nu pot zic că... A fost gelozie sau a fost altceva? Nu, gelozie nu mai era cazul, dar era un orgoliu, așa, da, o chestie, da. Știi, că vede toată lumea, că așa era mai între noi și așa, știi? Da, până la urmă, să știi că una peste alta m-a ajutat foarte mult psihologul, că l-am sunat imediat și pentru mine, dar și pentru Ruxi. Și după aia el mi-a zis, băi, tu trebuie să nu arăți copilului că te afectează, să o luați ușor, adică să-i spui, măi, l-au prins pe taică, că tu asta e, săracul a avut ghinion, asta e, când așa. Se mai întâmplă în viață, da, și da, cam așa trebuie. Exact așa, da, exact așa mi-a zis să-i zic, adică se mai întâmplă, asta e viața, l-au prins săracul. Știi? Și așa a fost. Și atunci să știi că n-a fost așa dramatic. Înțeleg, dramatic a fost, știu, mai... Știu, dar momentul ăla mi-a mi s-a greu de gestionat. Cum te-ai descat? Te-ai tremurat, ai plâns, te-ai ascuns în baie. N-am tremurat și am plâns, că mă suna așa mult lume. Și atunci sunându-mă, mă și descărcam, că le povesteam și mă descărcam, știi? Și știind, cumva a fost, uite, vezi ce bănuiam eu, era adevărat, că nu știam așa 100% sigur, dar bănuiam. L-ai sunat pe el? L-am sunat mai mult că a fost așa, ce ai făcut? Cine mă, băiat? Ce ai făcut? N-ai zis că nu vrei să știe nimeni și acum știe toată lumea. Ce face, mă, băiatul? Înțelegi? Na. Și nici n-a putut să zică că era o verișoară de o conduseță pe la gare. Nu mai avea ce era cunoscută și verișoara. Și a fost... Să nu te pupi cu verișoarele, totuși. Bă, dacă de gradul, apropiat, nu știu care... De gradul 4 te mai pup, că te mai nu pup, că e voi. Nu, a fost drăguț, adică chiar a fost ok, pentru că și lui părea rău, îți dai seama. Nu ne trebuie la niciunul, așa ceva. Da. Deci atunci a fost... Ei mai sunt împreună acum? Cred că da. Nu, să știi că nu prea mă interesează normal, partea asta. Dar nu, adică la modul cel mai serios, știi? Pentru că ce aflu doar de la Ruxandra și ne întrebându-o. Doar întrebându-o cum a fost la tata și dacă mai scapă o chestie bine, dar și cred că și adică n-aveți așa un gossip de fete între voi? Să știi că nu, pentru că încerc să-i le... Ia, dacă să zic mai bine, încerc să-i le tai, pentru că, măi, până la una alta, acum să zic așa, ca de la femeie la femeie, da. Ne prefacem că nu e Gabi aici, e o femeie care eu am încredere să-i las copilul pe mână. Înțeleg, adică o cunosc. E și ea mamă, adică e ceva în care aș avea încredere și atunci... Pentru tine e important. E foarte important chestia asta, știi? Și atunci prefer să fie bine, ca să zic așa, știi? Și sunt sigură că o să fie bine până la final, așa, adică în sensul că la un moment dat... Probabil... Adică tu nu vrei să alimentezi povestea asta în care Ruxi să vâneze defectele ei și să... Nu, dimpotrivă, vrei să încurajezi o relație ok. Ce rost are? Da. Păi absolut, dar câte nu facem din... răzbunare, orgoliu și așa mai departe, știi? Păi da, dar să știi că am trecut. Adică eu nu vreau, în niciun caz, nu vreau să-mi fac aici o imagine de femeie perfectă, nu că n-aș fi. Dar am avut și eu tot soiul de probleme în toată povestea asta și unele pe care nu mi-a plăcut că le-am descoperit la mine. Adică până la momentul ăla credeam că sunt un om foarte bun. După aia am văzut că am și eu ale mele.
dorințele tale de răzbunare. Ai treabă și tu în stânga, în dreapta acum, na. Adică. Normal. Adică, zi acum ce ai de zis. Așa. Și ideea e că nu mai vreau să trec niciodată pe acolo. Adică nu ți-a plăcut de tine în varianta, în varianta aia. Și mai ales că viața e frumoasă, merită trăită. Îmi place foarte mult cum te poziționezi. Și, da, da, da. Și asta vreau să-mi văd și pe Ruxi. Adică, crede-mă că dacă îmi doresc foarte mult ceva, este să vadă la mine un exemplu de om sănătos. Din toate punctele de vedere. Mm-hmm. Și fizic, și psihic, și din toate. Mm-hmm. Știi? Adică să zic că, măi, că cred foarte mult în puterea exemplului. Adică lăsând toată educația și toate vorbele la o parte. Știi? Mm-hmm. Și văzându-mă pe mine foarte hotărâtă și cu chef de viață, ca să zic așa, știi? Mm-hmm. Atunci sper să dau mai departe. Asta. Da. Foarte tare. Mulțumim de vizită. Mulțumim mult. Cu plăcere. Stai un an așa cum îți dorești. Doamne ajută. Cât mai multe succese. Mulțumesc. Să-ți fie copilaș. Da, la școală. Și da. Actorie. Da, așa, și cât mai multe spectacole de succes. Desig, la Teatrul Ion Creangă. Bravo. Asta am vrut să aud. Da. Mulțumim mult, Ioana. Cu mare.